Just Ok? continually praying for us. Yes, continuăm să ne rugăm pentru ei și nu numai rugăciune. And we are enjoying the presence of the Lord because I'm here, we all are here to gather and we praise and glorify the name of the Almighty. Dar ne bucurăm în prezența Domnului că toți suntem aici și ne bucurăm în prezența Totputernicului Dumnezeu. And okay, now I come to share the gospel. Și acum pastorul Raj va aduce mesajul care Domnul l-a pus pe inimă pentru ziua de astăzi și Domnul să-l binecuvânteze. And now we are talking about the secret of the secret benefits of fasting. Și acum mesajul de astăzi este beneficiile sau secretul în spatele postului. And everyone in this world, they believe in Christ and they do not believe in Christ. Everyone, they have a purpose for fast. Și fiecare în lumea aceasta, fie că cred în Hristos sau sunt creștini sau necreștini, ei toți postesc. And when I'm go through the fasting and I have the purpose. Și fiecare are un scop. Și fratele Raj, deci are și el un scop. And we see it through the Bible for the purpose. Și vom vedea scopurile în Biblie. And I try to next time I'm talking about the benefits. Și rândul viitor va vorbi despre beneficii. If you don't have a purpose, you're not success in your life with the fasting. Și dacă nu avem un scop, nici nu vom avea succes în urma postului. And every Christian in this world, they have the purpose. Without purpose, you go for fast. Fasting is not helpful for your spiritual life. Și fiecare creștin trebuie să avem un scop pentru care postim. Deci dacă nu avem un scop, deci postul nu ne va ajuta la nimic. Fasting is not meaning you lose your weight. Post nu înseamnă că postești să scazi în greutate. Fasting no meaning you have a go and you did not have a food at your home and you decided okay I go for fasting. Post nu înseamnă că acum dacă n-am ce mânca în casă, o să mă apuc să postesc. But we need to understand the meaning of fast. Ci noi trebuie să înțelegem însemnătatea postului. And now we see some spiritual purpose. The fasting. Și să vedem care sunt scopurile spirituale ale postului. And the Holy Spirit is always encouraging for his children, his people, the man of God, the woman of God, the family, the worshippers and everyone. Și Duhul Sfânt este cel care mereu ne încurajează, oamenii lui Dumnezeu, femeile lui Dumnezeu, cei care laudă pe Domnul, pe fiecare ne încurajează în direcția postului. And now we see the purpose, the book of Ezra chapter 8 and verse 23. Și ne vom uita la Ezra 8 și 23. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și El ne-a ascultat. Slăvit să fie Domnul. English. So we fasted and entreated our God for this and He answered our prayer. Can read again, please. So we fasted and entreated our God for this, and He answered our prayer. That's what I have in my translation. And when you go for the fasting and you spend time in prayer, and God is ready to listen to you. Deci vedem, deci în timpul postului petrecem timp în rugăciune și Domnul este cel care ne ascultă. That is not a mean without fast, God not hearing you. Nu înseamnă că Dumnezeu nu ne ascultă dacă nu postim. The fast is help us, we are more close to Almighty. Dar postul ne ajută pe noi să ne apropiem mai mult de Atotputernicul Dumnezeu. And the Ezra, he proclaiming a fast. Și vedem Ezra a proclamat, o chemare, a proclamat un post. And some of the cases we think about the God is not listen to me, that's part that you move in fasting. Și câteodată sunt situații în care avem impresia că Dumnezeu nu ne ascultă. Atunci este momentul când să mergem pasul următor, să intrăm într-un post. And Joel chapter 2 verse 12. Și acum vom vedea la Ioel 2 cu 12. And if you post and we are using the scripture of the post.
El 2 cu 12, dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânse și cu bocet. Ajută-ne, Doamne Iisuse. Now, therefore, says the Lord, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping and mourning. And now what we do, are we are when we're ready to repent, and you again and again mistake, or again and again you have a life in sin, go and fast and repent with your tears. Și vedem, dacă trăiești o viață când mereu caz, iarăși te ridici, iar caz în același lucru, deci atunci treci pe partea cealaltă și vine, căiește-te cu lacrimi și cu post și vină înaintea Domnului. Return to me with all your heart. Întoarceți-vă la mine cu toată inima. And with fasting. Și cu post. And weeping. Ia, și pocăință. And what we need to do. Și ce trebuie să facem? And we have it without purpose, you're not weeping. Dar ce faci noi? Deci fără un scop, nu te vei boci sau nu vei plânge, aia înseamnă boce. Without purpose, you're not returned to him. Și fără un scop, nu te vei întoarce spre Domnul. And I will show you one young man. Și vreau să vă arăt un tânăr. And many years his life. Și mulți ani viața lui. And he gave his life to Christ. Și-a dăruit viața lui Hristos, God bless you. He's a very bad habit and he is like the mafia. El a fost un cu obiceiuri ca și la mafia, obiceiuri foarte greșite. He's using so many type of drugs. Folosit multe feluri de droguri. He's not a good life. Nu a avut o viață bună. And nobody to teach him how to play the keyboard. Și nimeni nu l-a învățat cum să cânte la pian. But he surrendered his life to Christ and Christ teach to him how to play and now he is a worshipper. Și dar el s-a dat viața Domnului Iisus Hristos și Dumnezeu l-a învățat cum să cânte la chitară sau la nu la chitară la pian sau la orgă și acum el este un chedător înaintea Domnului. Aleluia. He returned, he wept. S-a întors la Domnul cu plânset, cu bocet. With all his heart. Din toată inima lui. And the God changed his life and that's why he stand with us. Dumnezeu a schimbat viața și de aceea el este aici cu noi. I knew him a long time. Îl cunosc pe el de mult timp, spune pastor Raj. Yesterday I meet him. Și el l-a întâlnit. And I invited him, his and his brother. Și l-a invitat în casa lui, pe el și pe fratele lui. And I talked to them, you come and worship with us. And he said, yes, pastor, we are ready to come. Și i-a invitat să vină să laude pe Domnul și a zis, da, pastore, suntem gata să venim. Okay, I will tell him, he literally just a small part for his testimony, he shared okay. with us. Because so, this is a connected with the word of God. Yeah, și vrea să mărturisească, să aducă, sperăm să-l pot înțelege, o scurtă mărturie din viața lui, dar nu se bine cuvânteze. His name is Ravi. Că numele lui este Ravi? Ok, ok. मेरा परिवार शुरुआत से ही प्रभु में था. And his family is he is a born Christian. Deci este născut în familie de creștini. Bas मैं प्रभु में नहीं था, प्रभु से बहुत दूर था. And he is so far to Jesus Christ, but the whole entire family they believe in Jesus Christ. El a fost foarte departe de Iisus Hristos, dar familia lui credea în Iisus Hristos. They know very well about his life. Și știau foarte bine viața lui. They all the family member continually praying for him. Și întreaga familie continua să se roage pentru el. He ran away for the prayer. De l-a fugit de rugăciune.
And he liked it, the physical relationship with other people, then drugs and the bad habits, he liked it very much. Și deci au căzut în lume în toate direcțiile, relații sexuale, băutură, toate minunile, droguri și toate. Și plăcea foarte mult viața aceasta. And he's so far from the God. Și foarte departe era de Dumnezeu. Every type of drugs he used. Și toate felurile de droguri care există, toate le-a folosit. Nasha keram dasne. He drinking smoke, he doing smoking, yeah, using alcohol. Atât fuma cât și alcohol. And he using lot of things. Și multe lucruri care le folosea. Drugs also. Yeah, droguri. He getting very upset for his life. Și era foarte amărât în viața lui. And he make a plan how come out for the situation. Și făcea un plan cum să iasă din situația aceasta în care era. He tried so many times through on wisdom, through on power or strength. I believe for all type of drugs. But again, the next day, again, he started. Și a căutat prin toată puterea și tăria lui să iasă din situație, să se chinuie, să scape de droguri și de tot ce făcea, dar din nou următoarea zi iarăși cădea. And he decided to kill for myself. Și atunci a luat decizia să se sinucidă. पर मैंने लास्ट बार ही अपने मन में यह बात आई कि जो मेरे लोग प्रार्थनाएं करते हैं मैं उस परमेश्वर से एक बारी मदद मांग के देखूं क्या वो मेरी सच में सुनता है फिर मैंने कहा यदि कोई परमेश्वर है तो वो मुझे बचा ले एंड ही सेड टू लॉर्ड इफ एनीवन द गॉड इन दिस ऑन अर्थ एंड आई गिव अ वन चांस टू देम एनीवन ही कैन सेव माय लाइफ बिकॉज़ ही नो फॉर हिज फैमिली कंटिन्यूली प्रे फॉर Și au zis, Doamne, dacă există cineva pe pământul acesta care mi-ar putea să-mi salveze viața, aș face totul, că știa că familia se ruga pentru el. And he decided and he gave a challenge to the Lord. If you are saved my life tonight, then I'm ready to surrender for myself to hand. And I give my life, all my life in for you, for the ministry. Și atunci, if not, I'm ready to die. Și atunci au făcut ca o decizie, l-au provocat pe Dumnezeu cum ar veni. Doamne, dacă Tu îmi salvezi viața noaptea aceasta, eu mă predau viața mâinile Tale și voi lucra pentru împărăția Ta toată viața mea. Dacă nu, mă voi sinucide. When he slept. Și atunci s-a culcat. जब मैं रात को सोया तब मैंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा हाथ सपने में मेरे लाइफ की तरफ आया और जैसे उसने मुझे छुआ मेरे बदन में से 6-7 स्पिरिट निकली रातों रात and he slept on the bed and he saw a big hands come and he touched his body and 6 to 7 spirits the darkness evil spirit they move his body. Și atunci, în timp ce dormea, au văzut două mâini albe care au venit, s-au așezat pe trupul lui și au văzut 6-7 duhuri a întunericului care au ieșit din trupul lui. And he did not have a single desire to go for any drugs or any single thing. And he feel 2 Corinthians chapter 5 and verse 17, everything in you. Și atunci când s-a trezit, nu mai a avut nicio dorință să mai meargă în lucrurile din trecut. Niciuna dintre aceste păcate, așa cum spune la 2 Corinteni 5 cu 17, o ființă nouă, o creație nouă. Aleluia, gloriți. Fir usi din se maine apni life parmeshwar ko de di, main prabhu ke liye deewana ho gaya, daudne laga jahan bhi कन्वेंशन होनी मीटिंग होनी मैंने भाग जाना प्रभु को मैंने और जाने की कोशिश करनी अलग अलग जगहों पर जाकर he make like be a crazy man and he run for the Christ save the soul and sing the song and share the gospel to others și atunci au devenit dintr-un drogat a venit un om nebun pentru Hristos a alergat spre Hristos să ducă Evanghelia la alții să laude pe Domnul și să slujească pe Hristos
मैंने परमेश्वर से एक बात बोली, मैंने कहा प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे एक ऐसा टैलेंट दो जिसे मैं आपकी महिमा के लिए यूज कर सकूँ। And he have said, Lord, you please help me and you give me the talent. And I have a desire to serve you. Și s-a rugat Domnului ca Domnul să-i dărească darul, pentru că zice, Doamne, eu am dorință să te slujesc pe tine. Permisiunea ne mere manne piano ke liye dala, fir maine piano ko kharida market mein jaake, fir usko maine kisi se nahi sikha, prarthna karke usko seekhta aur bajata tha. Put his heart, go and buy a piano, he collect the piano and he start to practicing at home. Nobody to teach him. He didn't see any video on YouTube. Just the Holy Spirit to lead him and he playing nicely. Și atunci Domnul i-a pus pe inimă dorința să meargă să-și cumpere un pian și a început să practice. Nimeni nu l-a învățat, nu a ascultat la niciun video pe YouTube, ci a început să practice și Duhul Sfânt l-a învățat să cânte. And God continually using him for different places and sing the song and worship the Lord. Și Dumnezeu îl folosește în multe locuri, deci închinător înaintea Domnului, în cântare și în instrumente, deci în mai multe locuri este invitat să laude pe Domnul. Slavă. Now 3 years he done in Christ. Și cu ajutorul Domnului este de 3 ani întors la Hristos, aleluia. And when we are returned to Christ, we have with the tears, God change our tears with the joy. Și noi dacă când ne întoarcem la Hristos și suntem, deci înainte am avut lacrimi de întristare, le transformă în lacrimi de bucurie. And his family continually remembered Lord and he praying. And now the God has changed his life and he surrendered totally. Și familia lui care o continua și s-o ruga pentru el, vedem că Dumnezeu i-a schimbat viața totală, slăvit să fie Domnul. That part is important for us when we are repent. When the Spirit of God he touch your heart, you totally change. Și vedem partea aceasta este foarte importantă, că ne întoarcem la Domnul, să ne întoarcem cu căință, cu pocăință, și atunci Domnul atinge inima și schimbă toate lucrurile. Now we see in the book of Acts chapter 13 and verse 3. Și acum ne vom uita în Faptele Apostolilor. Faptele Apostolilor. Faptele Apostolilor 13:3. Atunci după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Then, having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. And now you see, they have the purpose. Deci vedem scopul care l-a avut. They lay hand and pray for the ministry. Deci și-au pus mâinile peste ei și s-au rugat, deci pentru ei, pentru ca să fie împuterniciți în lucrarea Domnului. If you don't have a purpose, don't go for fasting. Deci dacă tu nu ai un scop, nu te apuca doar să postești. And if you did not have a purpose, how you can maintain your relationship? How you can go fasting? Și dacă nu ai un scop, cum poți să menții o relație cu Domnul Iisus Hristos? Pentru ce să postești doar? And if when you have receiving the purpose and after that the God is ready to, then you need to seek the God. Și atunci când ai un scop, deci un alt, când ai un scop, vii înaintea Domnului, deci poți să vii înaintea Domnului cu post, deci pentru a cere călăuzire de la Dumnezeu. You know, the first one is saying the inter prayer and the second thing the guidance and the third thing the deliverance, yeah, the protection. Deci primul scop a venit cu rugăciune, a venit înaintea Domnului cu rugăciune stăruitoare, a doilea a cere înaintea Domnului ghidare, deci călăuzire, și apoi punctul numărul 3 ar fi deci pentru protecție. Eliberare, protecție. And then the humbleness. Și apoi, deci pentru a ne smeri înaintea Domnului. For repentance. Pentru ca să ne căim înaintea Domnului, să ne arătăm. You have any grief in your life? Go for fast. Sau când suntem de exemplu, când suntem întristați, putem să postim? A concern for his word. Suntem îngrijorați
îngrijorați pentru lucrarea lui Dumnezeu în anumite direcții, postim? Overcoming temptations. Ok? Sau alt motiv este pentru a birui ispitele? Expressing the love. Sau a ne exprima dragostea față de Dumnezeu? And saying with our past, this much, O God, I want more to you. Și prin aceasta, de exemplu, ca să-i spunem, Doamne, Tu te doresc mai mult în viața mea. Deci un post și pentru lucrul acesta. Because we have a more preacher here today, I'm not take a lot of time. Sau deși nu vrea să vorbească mult astăzi, că zice că sunt și alți frați ca să vorbească. Just a purpose for fasting. Deși doar o dată, deci nu mai va merge în detalii la fiecare supun, probabil data viitoare. I try to go for my Wednesday preaching, I will explain for all this. Și va căuta, deci doar așa, numai un preview, cum ar veni un pic, din ceea ce va predica, deci miercuri, ca să ne lasă așa cu... So you just leave us a little bit of taste of the next time what you're going to preach. Yeah, doar un pic, să știi. When they have the taste and they say, oh, wow, we need to go and join them. Să veniți, miercuri va vorbi în detalii, deci despre fiecare punct, deci motivele de a posti. And God bless you and read your Bible, meditate, implement and remember us in your personal prayer and every single soul is important for us. Da, și cu aceste cuvinte încheie, deci înțelegem, este și casa plină și este greu să se concentreze. Deci citim scripturile, medităm asupra lor, le trăim, le împlinim, continuăm să ne rugăm pentru ei, pentru familia lui, pentru lucrarea din India, pentru mântuirea poporului acesta atât de idolatru, care în același timp atâta dorință au de Dumnezeu, dar nu-L cunosc. Și Doamne să-i binecuvânteze. Thank you, Pastor Raj. It was not short, very short. Deci nu scurt, foarte scurt, Domnul să-L binecuvânteze și să-L întărească.